Dragi prieteni, ne bucurăm că sunteți sănătoși, cel puțin așa îmi place să cred, și vă mulțumim că ne urmăriți la Credo TV. În această perioadă când am încercat, printr-un alt fel de emisiuni, realizate cu ajutorul aplicațiilor web, cu invitate de la foarte mare distanță, am încercat prin aceste emisiuni să învățăm să trăim în noul context creat de coronavirus. Azi vom încerca să facem, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, să empatizăm cu cei mai încercați dintre noi și anume să plângem cu cei ce plâng. Vom fi alături de persoane care au pierdut pe cineva drag, de familii din care virusul acesta nemilos a smuls persoane dragi și nu-i nimic mai dureros pe pământul acesta decât despărțirea de cei dragi. Și durerea despărțirii este cu atât mai mare cu cât relația a fost mai apropiată și mai frumoasă. În România au fost peste 1140 de decese, iar în lume se numără până astăzi undeva la 323.000 de decese. În topul țărilor care au pierdut cetățeni din cauza coronavirus, România se află pe locul 23. Știm că fiecare persoană plecată a lăsat un loc gol și a produs durere în multe inimi ale celor apropiați. De aceea aș vrea chiar de la începutul emisiunii să transmit sincere condoleanțe telespectatorilor noștri, familiilor lor care au pierdut pe cineva drag în această perioadă. Ne dorim ca Dumnezeu să vă mângâie inimile și să vă întărească cu nădejdea revederii. Invitata noastră de astăzi este o tânără din Banat, pe nume Larisa Ifrim, care în această perioadă a trecut prin experiența foarte dureroasă a pierderii mamei, fiind cea mai mică fiică a doamnei care a trecut din lumea aceasta datorită afecțiunii generate de coronavirus. Dragă Larisa, îți spunem bun venit în studioul virtual al Credo TV și mulțumim că ai acceptat invitația noastră cu gândul de a ne transmite ce simți în această perioadă și aceste gânduri să fie o încurajare, mă gândesc, pentru cei care trec prin experiențe asemănătoare. Bună, Rodica, și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și da, acesta este și dorința inimii mele, ca experiența pe care am trecut noi ca familie să fie și felul în care am trecut prin această experiență să fie o încurajare pentru ceilalți și să putem să îl glorificăm pe Dumnezeu prin orice circumstanță prin care suntem. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Aș vrea să ne povestești pentru început cum s-a întâmplat ca părinții tăi să se contamineze de coronavirus chiar la începutul pandemiei. Da, este adevărat. Părinții mei au fost unii dintre primele persoane care au fost contaminate. Aș putea spune că a fost un mod foarte misterios prin care au intrat în contact cu acest virus, pentru că atât autoritățile cât și noi suntem încă în dubii despre proveniența sau felul în care au reușit ei să intre în contact cu acest virus. Aș putea spune că în toată perioada aceasta, totuși, l-am văzut pe Dumnezeu alături de noi și aproape de noi. La început, mama a fost cea care a avut primele simptome. A început prin a se simți foarte obosită, a început să aibă febră și respirația ei a început să fie din ce în ce mai greoaie. Între timp, tatăl meu a ajuns să aibă febră și el și a
simptome destul de similare. După cam 2 zile de simptome, au hotărât totuși să sune la ambulanță, deoarece erau destul de similare cu ceea ce citeam peste tot despre simptomele acestui virus. Din aceste motive au vrut să se asigure că lucrurile nu sunt de fapt așa cum au fost. Ajuns la spital, le-a fost făcut testul, iar următoarea zi am primit informația că atât mama cât și tatăl meu au fost testați pozitiv de acest virus COVID-19. Încă de la început ne-au rugat ca prin faptul că ei sunt contaminați, totuși să nu fie nimeni din jurul lor afectat. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că au fost 2 cazuri izolate. Nimeni altcineva nu a intrat în contact cu acest virus prin părinții mei. Însă, fiind în spital, aș putea spune că o agonie în rugăciune, cum am avut atunci, nu am avut parte niciodată până atunci și nu știu cum va fi de acum încolo. După câteva zile de spitalizare, în care mama și tatăl meu au fost în același spital și în același salon, din foarte brusc, saturația plămânilor mamei mele a scăzut la 28%, ceea ce înseamnă că plămânii ei aproape nu mai primeau aer deloc. În momentul acela, doctorii au hotărât să o transfere la un alt spital care avea secția de terapie intensivă. Însă tot acest proces a durat mai mult decât ne gândeam noi că va dura. Ajunsă la celălalt spital, a fost introdusă în secția de terapie intensivă, iar după aproape 1 săptămână, organismul mamei a cedat. Și știu și sunt încredințată de acest lucru că, deși ea nu mai este pe acest pământ, sufletul ei trăiește și se odihnește în Domnul, așa cum spune Scriptura. Da, într-adevăr, așa scrie și așa trebuie să credem, pentru că noi nu ne încredem în Dumnezeu doar pentru ceea ce vedem și pentru ceea ce experimentăm aici, ci partea cea mai importantă și mai valoroasă este partea de după moarte, când vom fi împreună cu Domnul pentru totdeauna. Totuși, despărțirea de cei dragi este grea și mai ales într-un context atât de neașteptat. Mă gândesc că părinții tăi, în special mama ta, nu dădea semne de alte boli care să vă ducă cu gândul că o veți pierde așa de repede. Da, este adevărat. Mama nu, din ce știm noi, ea nu a suferit de nicio altă boală. Într-adevăr, lua anumite medicamente pentru reglarea tensiunii, care probabil sunt normale după o anumită vârstă. Însă nu a suferit de nicio boală care să ne îndrepte cu gândul la faptul că o vom pierde atât de repede, la 53 de ani. Foarte tânără, victimă a pandemiei. Dacă vrei să ne spui numele mamei tale, probabil că prietenele ei sau persoane apropiate vor aprecia să te recunoască și să fie sigure că vorbesc despre aceeași persoană. Sigur, minunata mea mamă a purtat numele de Filareta Ifrim. Și locuiați în Reșița, da? Exact, da, locuiam în Reșița și... Da. Cum se simte tatăl tău? El s-a recuperat bine după boală? Tatăl meu a avut o boală destul de ușoară, aș putea spune. El nu a necesitat oxigen pe tot parcursul timpului lui în spital. Recuperarea lui a fost destul de rapidă. Ba chiar în timp ce era în spital și chiar după ce mama a trecut la Domnul, el vorbea cu colegii lui de salon și îi încuraja și le vorbea despre Dumnezeu, se ruga pentru el și în fiecare seară ne povestea de cum împărtășea despre Dumnezeu și am apreciat atât de mult inima lui
gata să slujească chiar și în încercare. Dar, da, recuperarea lui a fost foarte rapidă și bună, acum deja este înapoi la lucru, însă durerea din inimă a rămas acolo. Asta, după cum bine știm, numai Dumnezeu poate să o vindece și cuvântul lui este și credința că Dumnezeu ne va îngădui odată să ne reîntâlnim cu cei dragi care au plecat înaintea noastră. Acesta este singurul lucru care ne poate stabiliza în momentele acestea de doliu și de suferință. Din câte știu eu, pentru că am urmărit câteva imagini de la înmormântarea mamei tale, a fost chiar la începutul lunii aprilie, când încă erau restricții foarte mari și doar 8 persoane puteau să se adune în același loc, nu ai fost prezentă și cred că foarte puțini din familie au putut să participe. Mă gândesc că nici tatăl fiind încă pozitiv. Cum ați putut trece peste o astfel de ceremonie, peste o despărțire atât de neobișnuită? Deși poate pare interesant, Dumnezeu este prezent în toate detaliile și ne ascultă rugăciunile uneori și cele pe care le avem. Ne le ascultă chiar și după ce noi trecem de pe acest pământ. Dorința, una dintre dorințele mamei a fost ca nimeni să nu îi vadă trupul fără viață. Ea mereu spunea când mergeam la și participam împreună la anumite mormântări sau priveghi, ne spunea mereu că ea nu vrea să fie văzută așa. Ne spunea că ea vrea ca amintirea ei să fie plină de viață, plină de iubire, de compasiune, de exact așa cum era ea când era în viață. Și acest lucru a liniștit inimile noastre ca familie, știind că aceasta a fost dorința ei. Și aș putea spune că tot contextul în care s-au întâmplat lucrurile a fost de așa natură încât dorința ei să fie împlinită. Și într-adevăr, nici tatăl meu nu a putut participa la înmormântare, nici sora mea, nici fratele meu, însă suntem cu toții liniștiți știind că aceasta a fost dorința ei și avem în inimile noastre și avem în imaginea ei în viață. Și pentru mine cel puțin este ca și cum ea a fost ridicată la cer. Pentru că ieri a fost, azi nu mai este. Și nu am avut tot acest proces de în care să-i vedem trupul neînsuflețit. Doar s-a dus la Domnul. Da, din câte am văzut fotografii și bănuiesc eu, cred că a fost o persoană care a plecat prea plină de viață. Fiind încă tânără și foarte activă, povestește-ne puțin despre mama ta. Cum ți-o amintești mama, tu? Mama mea a fost o persoană modestă. De aceea a fost și greu pentru noi să găsim poze cu ea, pentru că era mereu, nu-i plăcea să fie în centrul atenției. Ea era mereu persoana din umbră care ajuta pe fiecare, era persoana care ne susținea, era persoana care, pe care oamenii o sunau atunci când aveau nevoie de sfaturi. Mama a fost o sfătuitoare extraordinară. Întotdeauna știa ce să spună și știa să asculte. Am văzut atât de multe lucruri extraordinare în mama și a fost un exemplu pentru viața mea și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut-o în copilăria mea, în adolescență și când am ajuns să fiu la maturitate, am putut să o văd pe mama și să iau exemplul ei. Îmi place foarte mult că după trecerea ei din viață, am încercat să colectăm amintiri și lucruri pe care oamenii din jur și cei care au cunoscut-o au spus despre ea și am rămas surprinși și noi ca familie să vedem câte lucruri făcea pentru cei din jurul nostru, fără ca noi să știm măcar de ele, cum ajuta pe alții, cum poate plătea odată la cumpărături, plătea cumpărăturile unei persoane care știa că provine dintr-o familie cu mai mulți copii sau făcea tot felul de gesturi care par minore, dar care pot schimba lucrurile în jurul ei.
Gesturi venite dintr-o inimă plină de dragoste. Exact. Crezi că a fost ea pregătită să se despartă de lumea aceasta și să plece la Domnul? Chiar mă bucur că ai pus această întrebare. Înainte ca ea să fie transferată la secția de terapie intensivă, în timp ce încă era în spital, mama a vorbit cu fratele ei și i-a întrebat-o: Fileca, cum ești? Cum te simți? În ce stadiu ești? Și ea i-a spus: Adi, sunt pregătită. Dacă Domnul hotărăște să mă ia, sunt pregătită. Și este atât de important ca să faptul că noi știm că ea a fost pregătită și lucrurile ce ea le-a făcut, mai ales în ultima perioadă, vorbea despre Dumnezeu întotdeauna. Deși asta a făcut toată viața ei, dar parcă în ultima perioadă a fost și mai concentrată pe Dumnezeu și mai plină de pasiune pentru El. Și nu exista zi să vorbesc cu ea și să nu spună: Larisa, te încredințez în brațul Domnului, rămâi cu Domnul. Deci toate aceste lucruri ne-au arătat că ea a fost pregătită și faptul că ea chiar a spus: m-am pregătit, sunt gata. Ce poate fi mai mult de atât? Da, asta este o piatră pe care se construiește nădejdea și mângâierea familiei. Faptul că ați auzit aceste declarații, deși nu era după nicio logică momentul potrivit pentru așa o despărțire, neștiind că are o boală incurabilă, neștiind că are o vârstă prea înaintată, și totuși să spui aceste cuvinte este o mare înțelepciune, pentru că nu suntem siguri, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, niciodată, nici unul dintre noi pe ziua de mâine. Exact. Larisa, cu toate acestea, pentru că văd că ești foarte sinceră și deschisă cu noi, aș vrea să ne spui dacă n-ai simțit momente de supărare pe Dumnezeu pentru că ți-a luat mama așa pe neașteptate. Aș putea spune că sunt momente în care inima mea e mai îndurerată decât aș fi crezut că ar putea fi vreodată. Și durerea aceasta sunt conștientă că nu va dispărea și va rămâne mereu amintirea ei și cicatricea acolo. Faptul că nu voi mai putea vorbi cu ea, faptul că nu o voi mai putea îmbrățișa niciodată, faptul că nu voi mai putea spune te iubesc pe pământul acesta. Toate aceste lucruri dor. Însă în același timp, în timp ce mama era la terapie, la secția de terapie intensivă, împreună cu familia, am realizat că nu trebuie să fim egoiști și nu trebuie să ne dorim ca gândurile noastre sau ceea ce credem noi că e mai bun să se întâmple. Și era chiar perioada aceea dinaintea Paștelui, și știu că auzeam foarte mult vorbindu-se despre rugăciunea lui Isus în grădina Ghețiman. Și aș putea spune că exact așa ne-am rugat noi ca familie și împreună aveam același gând și aceeași dorință ca voia lui Dumnezeu să se facă. Și chiar vorbeam în familie și spuneam: dacă Isus, care a fost una cu Tatăl, dacă El a spus: Tată, acesta este lucrul pe care eu mi-l doresc, ca tu să iei paharul ăsta de la mine, dar totuși voia ta să se facă, dacă El a spus lucrul ăsta, cine suntem noi să ne spunem, să ne impunem dorințele noastre înaintea lui Dumnezeu? Într-adevăr, am spus: Doamne, noi ne dorim ca mama să fie vindecată, noi ne dorim ca nicio urmare să nu fie după acest incident. Și totuși, ne dorim mai mult decât aceasta voia ta. Pentru că noi nu cunoaștem viitorul, noi nu cunoaștem cum ar fi fost situația dacă mama ar fi fost în viață. Însă știu că, exact așa cum Pavel spunea, că pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Pentru mama, faptul că a trăit și felul în care a trăit a fost Hristos. L-am văzut pe Hristos în ceea ce ea a făcut, în ceea ce ea a vorbit, în felul în care ne-a crescut. Și faptul că a murit, știu că va fi un câștig.
și este, pentru că Dumnezeu nu face greșeli și oricât de tare ne doare pe noi, sunt conștientă de faptul că nimic nu a ieșit de sub controlul lui Dumnezeu. Așa este, Larisa, am afirmat și eu în timpul pandemiei de multe ori, văzând persoane care se tem de moarte sau de moartea celor dragi, sau unii se tem de lucruri mai puțin periculoase, ai zice, adică nu se compară cu a pierde pe cineva drag, să-ți pierzi locul de muncă. Dar și aceea este o durere. Am afirmat de multe ori și am spus și repet că Dumnezeu n-a pierdut controlul planetei cu ocazia coronavirus. Acest virus este un lucru rău, un lucru care produce pagube, dar Dumnezeu a știut că el va veni și este o lucrare pe care el a îngăduit-o. Cu siguranță cu efecte benefice pe termen lung sau pe termen veșnic. Dacă ne întoarcem la evoluția din spital a părinților tăi, ați primit anumite explicații de ce unul s-a făcut bine și celălalt nu? A avut o complicație, a avut o boală care a favorizat agravarea infecției? Singurele explicații pe care le-am primit au fost la final, când sora mea a întrebat doctorii care a fost cauza pentru care mama a murit. Ei au spus coronavirus. Mai mult de atât, nu cunoaștem. Ceea ce este foarte interesant este faptul că, de fapt, tatăl meu este cel care este bolnav de diabet. Nu are o formă gravă, însă este acolo, iar mama nu avea nimic pe care noi să știm. Deci, cum spuneam și la început, aș putea spune încă o dată că este un mister. Mie îmi place să cred că acesta a fost doar un mod în care Dumnezeu a hotărât să o ia pe mama și dacă zilele acestea au fost scrise în cartea vieții ei, dacă 53 de ani au fost scrise acolo, probabil că și dacă n-ar fi fost coronavirus, ar fi fost altceva. Așa este. Toate lucrurile sunt cunoscute dinainte de Dumnezeu și, cum scrie în Psalmul 139, înainte de a ne naște, toate zilele noastre sunt scrise și sunt cunoscute de Dumnezeu. Mai povestește-ne despre mama ta. Mi-a plăcut așa de mult. Sper să nu fie prea greu să depeni amintiri cu noi despre relația mamă-fică. Poate fi de ajutor atât fiicelor cât și mamelor, pentru că niciodată nu știm când ne vom despărți unele de altele, dar din câte am aflat, ai avut o relație frumoasă și aș vrea să ne povestești despre ea. Chiar dacă ai fost plecată de acasă, la școală și apoi la muncă. Da, mi-am propus să fiu puternică și să pot să vorbesc fără să încep să plâng, deci sper să reușesc acest lucru. Relația mea cu mama a fost una foarte strânsă și foarte apropiată. Mama cunoștea toate detaliile vieții mele. Mama era prietena mea cea mai bună, era persoana cu care vorbeam în fiecare zi. Nu exista zi să nu vorbesc cu ea. Era persoana care îi trimiteam cele mai multe poze, de la rețete pe care le făceam, care știam că ar fi fost mândră de mine să mă vadă că le gătesc, până la lucruri care mă apăsau în inimă și pe care poate îmi era greu în anumite situații, ea cunoștea absolut totul. Și îmi plăcea foarte mult felul în care mă încuraja, mă asculta, îmi plăcea felul în care ea nu era doar mama mea, ci era prietena mea. Și acest lucru a schimbat foarte mult relația dintre noi două, pentru că nu aveam doar o relație mamă-fică, ci aveam o relație de prietenie, în care îmi plăcea mult cum ea mi-acorda încredere. Și întotdeauna mi-a fost frică să-i pierd încrederea și respectul.
Și acest lucru m-a făcut pe mine să fiu o persoană integră și să pot să am grijă de ceea ce fac. Și pentru că voiam să o fac pe mama mândră de felul în care mă comportam, de ceea ce reușeam să fac în viață. Și întotdeauna ea a fost cel mai mare susținător al nostru, al fiecăruia dintre noi. Și consider că o mamă își cunoaște cel mai bine copiii și cunoaște cel mai bine de ce cuvinte au nevoie să audă. Și noi suntem trei surori și un frate și fiecare suntem diferiți în modul nostru, dar pe oricare din ei, dacă i-ai întreba, mama a fost prietena tuturor. Mama a fost prietena mea, a fost prietena surorilor mele, a fost prietena fratelui meu. Și acest lucru a fost extraordinar pentru noi, pentru relația dintre noi. Însă, în același timp, a fost un lucru foarte dificil în momentul în care a trebuit să ne pierdem această prietenie și mamă, mai mult decât orice. Totodată mi-a plăcut extrem de mult relația dintre mama și tata. Întotdeauna în familia noastră ei au fost pe aceeași undă, aș putea spune, și ei sunt un exemplu pentru mine, pentru felul în care mi-aș dori ca la rândul meu familia mea să funcționeze. Pentru că am văzut în ei, am văzut cât de important este ca dacă mama sau tata spun da sau nu, să fie amândoi de acord cu același lucru și să vină în fața copiilor cu același răspuns. Și da, cum spuneam, mi-ar plăcea ca în familia mea același sistem să funcționeze și au fost un exemplu pentru mine și din acest punct de vedere. Foarte frumos ce ne-ai spus. E de luat aminte pentru noi părinții să lăsăm așa în urmă o moștenire încât atunci când vom pleca să se vorbească atât de frumos despre noi. Cred că orice părinte și-ar dori să fie atât de mult apreciat și luat de exemplu. Te-aș mai asculta, că îmi place mult. Dacă vrei și dacă poți să ne depeni o amintire sau să ne spui și alte lucruri pe care le-ai învățat de la mama ta, dragă, te ascultăm cu plăcere. Aș putea spune că un exemplu extraordinar pentru mine, pe care l-am văzut în mama, a fost credincioșia ei. Felul în care îl slujea pe Dumnezeu, felul în care nu exista zi în care să plecăm undeva și să nu ne rugăm înainte de a ieși din casă sau să vorbim la telefon, pentru că eu am fost plecată de ceva vreme de acasă. Mereu când vorbeam, îmi spunea: Larisa, să te rogi, Larisa, să cânți, Larisa, să nu uiți de Dumnezeu, Larisa, iubește-L pe Dumnezeu, ai o relație cu Dumnezeu, fii credincioasă, fii integră. Și ea nu vorbea doar despre lucrurile astea, ea le trăia. Și faptul că vedeam în ea exemplul clar, nu doar vorbe, m-a făcut să fiu foarte motivată de a o avea ca exemplu. În același timp, îmi plăcea foarte mult cum era sfătuitoare. Și cum chiar și frații ei mai mari spuneau, o sunam pe Filiga pentru că ea ne dă cele mai bune sfaturi. Și mereu la noi acasă, totodată, a fost un loc în care oaspeții au fost bine primiți. Mereu mama făcea mâncare mai multă pentru că spunea, cine știe cine vine la noi la cină? Sau cine știe pe cine vom avea invitați? Sau de la biserică, dacă vor vrea să vină după la mâncare. Și toată această trăire a ei cu Dumnezeu este o motivație pentru noi ca familie, pentru surorile mele, pentru fratele meu și chiar mă bucur că am avut acest exemplu în ea. Foarte frumos. Să știi că mi-ar fi plăcut să o cunosc pe mama ta și poate să o am invitată la o ediție a emisiunii noastre. Îmi pare foarte rău, pentru că cu siguranță sunt multe femei minunate care trăiesc cumva în anonimat, dar lucrează mult și încarcă rezervorul emoțional la mulți, mulți din jurul lor, nu doar la copii, ci și la rudele apropiate și sunt așa o fântână care adapă multe suflete. Ah, Larisa, Dumnezeu să găsească pentru tine alte izvoare în care să
te poți încărca și să fii tu însăți o astfel de femeie. Pentru că ai avut parte și știi cât de mult înseamnă. Exact. Ce vise, ce planuri aveați voi ca familie? Cu siguranță fiecare ne dorim câte ceva. Ce-și doreau părinții tăi? Ce plănuiai vis-a-vis de ei pentru anul acesta? Mi-am dat seama că în toată această perioadă în care am avut-o pe mama în viață și l-am avut și l-am pe tata din viață, până la acest eveniment, îi vedeam pe părinții mei prezenți în toate evenimentele vieții mele. Îi vedeam pe părinții mei fiind prezenți la nunta mea, la binecuvântările copiilor, fie ca ai mei, fie ai surorilor mele sau al fratelui meu. Îi vedeam pe părinții mei în vacanțele pe care le aveam împreună, îi vedeam pe părinții mei în viitorul apropiat și îndepărtat, îi vedeam acolo. Nu puteam imagina un viitor fără ei. Ei erau parte din acel viitor. Dar mi-am dat seama că noi nu știm ce aduce ziua de mâine și viitorul nu este al nostru și planurile noastre se schimbă pentru că nu noi suntem cei care le facem. Și pot să zic că s-a tăiat filmul planurilor mele și trebuie să se schimbe. Pentru că îmi doream foarte mult, eu acum locuiesc în Dubai și îmi doream foarte mult ca să-i pot aduce pe părinții mei aici anul acesta, chiar vorbeam să vină în aprilie inițial, dar lucrurile s-au schimbat evident. Și îmi doream să-i aduc, să-i răsfăț, să-i plimb, să se încânte cu ceea ce este aici. Și într-o zi stăteam și mă gândeam și spuneam, Doamne, știi că mi-aș fi dorit asta și e un regret al meu că n-a reușit mama să ajungă aici. Și mi-a venit așa un gând că ce este o țară pe lângă cer? Și mă gândeam că frumusețile care sunt acolo, frumusețile de pe acest pământ, de fapt, nu se pot compara cu frumusețile care sunt acolo. Deci, practic, am fost așa încurajată să-mi dau seama că, de fapt, nu este așa o mare pierdere să nu fie aici pe pământ într-un anumit loc. Însă, e o pierdere pentru noi faptul că visele noastre de familie s-au schimbat. Și, deși mama nu mai este pe acest pământ, încă ne dorim ca vacanțele de familie să fie vacanțe de familie, încă ne dorim ca să stăm împreună și să fim puternici împreună și să fim unul lângă celălalt. Deși mama era un fel centrul familiei, era bucuria noastră a tuturor, ea era miezul tuturor bucuriilor. Însă lucrurile se schimbă. Ea era liantul. Foarte corect ai spus că ce este sau cum ai putea să compari o vacanță, chiar și în Emirate sau în cele mai frumoase locuri de pe pământ, oricât de frumos ar fi acolo, vacanța se termină și chiar dacă ai sta pe termen lung, nu se poate compara cu frumusețea prezenței lui Dumnezeu într-o altă dimensiune, nu cum o simțim noi acum, în trupurile acestea și în contextul vieții de zi cu zi. Și într-adevăr, având siguranța că cei dragi care pleacă au fost pregătiți și s-au împăcat cu Dumnezeu și au avut locul deja pregătit acolo, cu siguranță pentru ei este mai bine, este mai frumos, de mult, cu mult, cu mult peste ce ne putem noi imagina. Doar că pentru noi este o lipsă în tabloul familiei și toate locurile probabil sunt mai puțin frumoase fără ei, fără cei dragi. Și au mai puțin farmec. Da, având așa o relație frumoasă și amintiri, dar totuși singură și departe de casă,
Cum reușești să-ți alini durerea sufletească? Cum reușești să treci peste sentimentele acestea de doliu? Singura alinare care este 100% este Dumnezeu. Și în același timp a fost foarte important pentru noi și este încă pentru familia noastră susținerea pe care am primit-o din partea celor care s-au rugat pentru noi. Aș putea spune că a fost o armată de oameni care au stat în rugăciune pentru familia noastră și înainte de acest eveniment, eram foarte. Îmi plăcea foarte mult să mă rog eu, dar nu prea ceream ajutorul în rugăciune. Doar că am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, dacă nu aveam atâția credincioși care să se roage pentru noi în aceste momente, noi nu eram destul de puternici să trecem pe aici, și să nu. Și să avem o atitudine în care îți mulțumim ție pentru că ai făcut voia ta, deși doare atât de tare. Și sunt conștientă că toate aceste rugăciuni ne-au ajutat pe noi să fim puternici, să putem să ne zidim credința în Hristos și chiar vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au purtat în rugăciuni și încă ne poartă și am văzut modul în care trebuie să procedăm atunci când ceilalți trec prin încercări. Chiar în timp ce mama și tatăl meu erau în spital, mă plimbam pe aici, prin zonă, pe la mine și îmi place să merg și îmi place să spun că merg la plimbare cu Dumnezeu. Efectiv, mă duc și mă plimb și mă rog sau ascult o predică sau uneori chiar cânt pentru că nu este nimeni pe stradă. Și aveam așa un timp cu Dumnezeu în care mă plimbam, mama era la secția de terapie intensivă. Și chiar i-am spus Domnului, Doamne, nu știu ce va fi, dar dă-mi Tu ceva să mă încurajeze. Și am început să recit psalmi și versete din Biblie pe care le aveam în minte și mi-am dat seama cât este de important de fapt să punem în mințile noastre sămânță bună, ca atunci când va fi timpul să trecem prin încercări, să fie un fruct, să iasă ceva bun de acolo. Și momentele acelea chiar menționai mai devreme de Psalmul 139. Exact acest psalm am început să recit. Și în loc de a spune înainte să mă fi născut, am pus-o pe mama acolo și am zis, Doamne, înainte ca mama să se fi născut, Tu i-ai cunoscut toate zilele vieții ei, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Și în momentul acela mi-am dat seama că Dumnezeu cunoaște exact câte zile trebuie să avem pe acest pământ. Și am stat așa și m-am uitat la cer. În acel moment am văzut o stea căzătoare. Am știut ce înseamnă acest lucru, am știut în inima mea, deși nu voiam să accept, dar am știut că mama a fost acea stea. Și în momentul în care am spus tatălui meu, a spus același lucru, a zis, Larisa, suntem încredințați că dacă asta este voia Domnului, asta se va întâmpla. Și în toată această perioadă, foarte mult m-a ajutat Scriptura, Cuvântul Domnului și să-mi readuc aminte de promisiunile Lui, de faptul că El este acolo cu cei cu inima zdrobită, de faptul că prin orice am trece, Dumnezeu este în control. Și acest lucru m-a ajutat înainte, acest lucru mă ajută și acum și mă încurajează și în același timp familia mea mă încurajează, faptul că suntem împreună și lucrăm ca o echipă. Poate într-o zi eu sunt mai slabă și ei mă ridică, poate într-o zi altcineva este mai slab din familie și ne ridicăm împreună și mergem înainte. Știu că chiar într-o zi vorbeam cu tatăl meu și spuneam, tată, parcă nu pot să cred, parcă îmi vine să spun că e un vis și vreau să mă trezesc din visul ăsta și să revin la realitate. Și tatăl s-a uitat la mine așa cu dragoste și mi-a zis, Larisa, tu trebuie să realizezi, să conștientizezi, să te uiți la realitate și să știi că e realitatea și să înveți să trăiești cu ea.
să înveți să trăiești prin Dumnezeu cu realitatea asta. Și mi-am dat seama cât e de important să nu negăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ceea ce prin perioadele prin care trecem prin viața noastră, pentru că ele ne pot ridica, fie ne pot coborâ, dar planul Domnului este ca orice lucru prin care trecem să ne ridice și să fim mai credincioși, să fim mai aproape de Dumnezeu. Dar este alegerea noastră dacă vrem să facem acest lucru sau să ne victimizăm. Pentru că am avut zile în care îmi venea să spun, am tot dreptul să fiu supărată, am tot dreptul să am o zi în care, nu știu, sunt indignată, însă nu e așa. Pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat nimic din ceea ce trecem, nu a lăsat mai mult decât putem duce. Și știu că chiar într-o predică de-a lui Claudiu Sammartinian spunea că Dumnezeu nu risipește durerea. Și exact lucrurile astea le-am conștientizat, că El nu lasă durere fără ca noi să avem o biruință. Da, o invitată la emisiunile mele și prietenă, scriitoarea Rodica Volintiru, care a avut și ea coronavirus, are o vorbă, se numește, ea spune așa, perla suferinței. Ori de câte ori treci printr-o suferință, se naște în noi o nouă comoară. Te-ai gândit, ai identificat deocamdată care ar fi acele fragmente de perlă care se formează acum în sufletul tău și care te fac mai puternică și cu un bagaj mai mare de credință? Când am pierdut-o pe mama, am simțit că am pierdut un mijlocitor. Pentru că nu exista seară în care mama să nu se pună pe genunchi împreună cu tatăl meu și să se roage pentru noi, pentru fiecare din noi, din familie și chiar pentru colegii ei, pentru prietenii din jur. Și am realizat pierderea asta a susținerii unui mijlocitor. Și chiar după ce ea a trecut din viață, am spus, Doamne, cred că e timpul meu să devin un mijlocitor, să iau locul mamei, să fiu acolo pentru oamenii care au nevoie de mine, să fiu o sfătuitoare. Și, într-un fel, ceea ce am văzut în mama, văd cum se formează în mine. Și această perlă, cum spuneai, cred că sunt fragmente care se lipesc așa încet, încet și în inima mea și în inima surorilor mele, fratelui meu, tatălui meu. Pentru că fiecare am văzut în mediile în care am fost și în care suntem puși, am văzut cum oamenii care poate nu aveau atât de multe tangențe cu Dumnezeu înainte, se ridică și spun, ne rugăm pentru voi. Chiar colegii surorii mele de la farmacie, au făcut un grup de rugăciune și de 2 ori pe zi se rugau pentru familia noastră împreună. Colega mea de apartament mi-a spus, Larisa, i-am sunat pe părinții mei astăzi și am zis că nu știu cu ce altceva aș putea să te ajut decât să ne rugăm pentru tine. Și a spus că părinții ei nu s-au mai rugat de la cununia lor. Vedem oameni că se ridică și se roagă și îl caută pe Dumnezeu și știm că acesta este un câștig, de fapt. Și chiar am vorbit în familie și spuneam de multe ori că dacă un suflet se întoarce la Dumnezeu prin trecerea mamei de pe acest pământ, e un câștig enorm. Pentru că acel suflet putea să nu fie cu Dumnezeu. Și, cum spuneam, aceste fragmente pe care le vedem întâmplându-se în jurul nostru, formează ceva în noi și cred că ne formează și pe noi și luăm bucățele din ceea ce mama a avut bun și din ceea ce mama a dat oamenilor din jurul ei și ne formăm noi să fim acele persoane. Pentru că, cum spuneam, ea a fost și un mijlocitor și un sfătuitor și cred că noi suntem chemați să fim și să ne ridicăm să fim același lucru. Da, este foarte valoroasă perla asta care se formează, o perlă a mijlocirii și a consilierii. Vorbeam cu o prietenă care este consilier, este psiholog și afirmam împreună că dacă lângă fiecare om
ar fi un consilier, n-ar fi prea mult, pentru că fiecare avem momente de cădere, momente în care ne clătinăm și bine să fie cineva acolo care simte și care ne sprijină. Și mai ales acum, când pe lângă infecția de coronavirus este prezentă o epidemie de depresie. Foarte multă lume scrie că are frică de moarte, frică de neajunsuri și de multe, multe alte lucruri care vin cumva să ne aducă o stare de incompetență de a ne mai continua activitățile de zi cu zi. Și este nevoie de mijlocitori și de sfătuitori, așa cum ai spus. Pentru cei care vor să vină în ajutorul persoanelor care au pierdut pe cineva drag, ce sfat ai avea? Ai spus deja cât de importantă este rugăciunea, dar fiind în situație, dacă sunt oameni în jurul nostru care trec prin doliu în această perioadă, ce putem face pentru ei? Ce cade bine? Ce ajută cu adevărat? Consider că într-o perioadă de doliu, fiecare persoană reacționează diferit și are un mod diferit de a primi sau a respinge anumite comportamente ale celor din jurul lor. Consider că e foarte important să arătăm că suntem acolo pentru ei. Poate nu prin multe cuvinte, poate doar să trimitem un mesaj de încurajare scurt în care să punem un verset din Biblie sau să spunem, mă rog pentru tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru mine aceste mesaje au fost foarte încurajatoare și deși poate uneori mă gândeam, nu schimbă cu nimic situația prin care trec, acum realizez și după ce am trecut puțin de prima perioadă, chiar când a fost impactul, am realizat că, de fapt, toate aceste rugăciuni m-au susținut pe mine când eu eram jos și când eram mult mai vulnerabilă în a face decizii neînțelepte. Totodată am avut persoane care, de exemplu, o prietenă mi-a trimis flori pentru că era pandemia și nu se putea deplasa și am primit efectiv flori la ușă și au fost din partea ei. Mi s-a părut un gest foarte frumos în care am văzut, sunt aici pentru tine. Sau am avut colegi care mi-au gătit, au venit cu mâncare la mine, au spus, uite, să nu ai tu de gătit perioada asta, vreau eu să-ți fac masa de data aceasta. Și poate gesturi mici. Nu știu dacă acestea funcționează pentru toți. Eu am simțit că oamenii au fost alături de mine prin aceste mici gesturi, prin mesaje de încurajare, prin mesaje de îmbărbătare, prin mesaje scurte. Cred că nu e nevoie de foarte multe cuvinte, totuși, în aceste momente, sau cred că este bine de evitat expresia înțeleg prin ce treci, dacă nu ai trecut pe acolo. Însă, micile gesturi contează și fac o diferență. Ce sfat ai avea pentru tineri? Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, un sfat pentru tinerii din generația ta, și unul pentru părinți. Pentru tineri, aș putea spune, nu îi luați pe părinții voștri ca și cum ar fi acolo pentru tot restul vieții voastre. Arătați-le apreciere, mulțumiți-le, răsfățați-i. Trimiteți-le flori de 8 martie mamelor, pentru că va veni ziua în care poate ați dori să mai faceți toate gesturile acestea și nu veți mai putea. Chiar m-am bucurat foarte mult că anul acesta vorbeam cu surorile mele și spuneam că fiecare din noi i-am trimis mamei un mesaj atât de plin de sentimente și de emoție mamei, în care ne-am arătat recunoștința față de ea și în care am spus cât de mult o iubim și o apreciem și cât de mult înseamnă pentru noi. Și
Cred că este important să realizăm că nu știm care sunt ultimele cuvinte pe care le vom spune cuiva vreodată. Așa că e important să ne apreciem părinții. Și cât timp sunt în viață, să-i tratăm cu respect, să-i tratăm cu înțelegere și să nu avem vreodată impresia că sunt demodați sau că nu ne vor binele, pentru că întotdeauna sfaturile pe care le primim de la părinți sunt cele mai sincere, pentru că ei sunt persoanele care cu adevărat ne vor binele în viața aceasta. Și Dar pentru vezi, părinți, aș dori înainte să. de părinți, aș vrea să subliniem ceva ce ai spus, că nu sunt demodați, dar foarte mulți tineri își consideră părinții demodați și zice, păi atunci ce să mai le dau atâta apreciere, că și așa mi-e greu cu ei. Da, din păcate este această atitudine și tocmai de aceea am spus de acest cuvânt demodați, pentru că personal nu i-am putut vedea niciodată pe părinții mei demodați, pentru că mi-au fost prieteni. Însă sunt persoane și aud tineri care își tratează părinții fără respect. Și cred că este important să schimbăm acest mod de a-i aborda, pentru că dacă stăm și ne gândim, poate și noi, la un moment dat, eu care am 23 de ani, poate nu înțeleg despre anumite lucruri pe care le fac cei de la 15 ani, anumite aplicații pe care le au, sau sunt lucruri care diferă și lucrurile se schimbă în fiecare zi. În loc să-i criticăm, mai bine îi ajutăm. Așa este. Și pentru părinți. Pentru părinți, aș putea spune că este foarte important să vă apropiați de copiii voștri. Să-i aveți ca, și cred că am spus de foarte multe ori în această emisiune, cât despre importanța relației între părinți și copii și cât este de important ca să fiți prieteni cu copiii voștri. Pentru că în acest fel copiii se vor deschide și veți ști despre ei ce fac, unde sunt, pentru că vor avea încredere să vorbească cu voi. Și vorbiți-le, arătați-le dacă sunteți mândri de ceva, de ceea ce ei fac. Spuneți-le, sunt mândru de tine, sunt mândră de tine. Dacă au reușit să facă ceva, dacă, nu știu, eventual spuneți-le cât de mult îi iubiți, cât de mult îi apreciați. Cred că este important să verbalizăm ceea ce avem în inimă, mai mult decât orice. Și în același timp mi-ar plăcea să spun despre tatăl meu, despre felul în care el este acum implicat în noi, cu noi și chiar mi-a spus într-o zi, Larisa, tu ești cea mai mică acum, știu că tu vorbeai cu mama despre de toate, acum eu sunt persoana cu care tu vei vorbi despre tot. Și deși noi eram împreună cei mai buni prieteni ai tăi, acum sunt eu și vreau să rămân așa. Și am apreciat acest lucru la el și chiar într-o zi, în timp ce eram pe Zoom cu toată familia și vorbeam, i-am mulțumit tatălui meu cu toții împreună, cu frații mei, i-am mulțumit pentru felul în care a tratat-o pe mamă. Și cred că este foarte important pentru părinți să se respecte unul pe celălalt pentru ca copiii să aibă un exemplu bun. Și chiar am mulțumit și am spus, tati, îți mulțumim pentru faptul că ai apreciat-o pe mama, că ai respectat-o, că ai tratat-o într-un mod corect, că nu ai jignit-o niciodată, că am văzut în tine un tată și un soț exemplar. Și vreau să-i mulțumesc și acum, tata, îți mulțumesc. Da, felicitări pentru astfel de familie și mulțumim lui Dumnezeu că există astfel de tineri, astfel de soți și astfel de soții. Larisa, îți mulțumesc că ți-ai deschis sufletul și pe fondul emoțiilor și al durerii care încă-i prezentă, ne-ai împărtășit din ceea ce trăiești tu acum și sunt sigură că ceea ce ai spus constituie o bună învățătură și o încurajare, atât pentru cei care au pierdut pe cineva drag sau vor trece în viitor printr-o experiență asemănătoare, dar cât și pentru toți ceilalți telespectatori și telespectatoare
pentru că trebuie să învățăm să trăim frumos, cu gândul că viața de aici, de pe pământ, nu este veșnică. Ea se termină când nu te aștepți și bine să te găsească pregătit. Îți mulțumesc încă o Și eu îți dată. mulțumesc. Și eu îți mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și pentru această emisiune. O îmbrățișare din partea mea, Dumnezeu să-ți mângâie inima, să te ajute să dezvolți acea perlă a suferinței despre care am vorbit, să-ți dea El un viitor și o nădejde și să te ajute să fii acea persoană pe care El a plănuit-o că vei fi. Amin. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Cu siguranță, gândurile împărtășite de către Larisa vor fi de folos și vor schimba ceva în inima noastră. Nu vreau să ne despărțim însă înainte de a vă ruga să îi purtăm în rugăciune pe Larisa, familia Ifrim și pe toți ceilalți pe care îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem, dar știm că au pierdut pe cineva drag în această pandemie. Și dacă cunoaștem pe cineva în jurul nostru care a trecut printr-o experiență dureroasă, să fim acolo cu un gest, cu căldura sufletelor noastre și să lăsăm pe Dumnezeu să-i mângâie pe cei îndoliați prin noi. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Fiți binecuvântați! O emisiune sponsorizată de Matero.